Formația de suporele drăgane a reușit a opta victorie la rând în acest an. Cugirenii sunt favoriți pentru accederea în Liga a doua. Metalurgistul Cugir a reușit să câștige în deplasare în fața celor de la Fece Zalău, scor 2 la 1, goluri marcate de lung, respectiv Ionuț Radu și Goronia, și va intra în play-off de pe prima poziție seria 5 a seria 5-a cu avantajul unui punctat superior, grație ajutorului indirect dat echipei Fece Municipal Baia Mare. Trupa lui Opric este invincibilă. În 2014 a reușit 8 -a victorie la rând și al 11-lea meci fără înfrângere, plasându-se favorabil în bătălia pentru Liga 2. Clasamentul înainte de play-off este următorul. Metalurgistul cu gir 20 de puncte, Național Sebi 17 puncte, Șoimi Pâncota 17 puncte, CSI Neu 12 puncte, CSO Oșorhei 8 puncte, FCM Baia Mare 7 puncte. Prima partida cu girenilor va fi în compania celor de la FCM Baia Mare.